Aquí está Cintia Notice. Registrate de banda. Despre munca unui copil și acum adolescent, Jadin, să o numim așa, Jadin, care poate de vreo 2 ani știu de ea, sau 3, nu știu, sau poate numai 2, dar vreau să spun că acum am venit și munca mai nouă, așa. Adică când era copilă, în copilărie. Eu vreau să-mi fac notițe la să scriu un articol despre muzica ei. Ce vreau să spun? Este foarte ciudat. Și de ce fac lucrul ăsta? Foarte obosit. Dacă nu eram așa obosit, poate chiar ceva. Fata aceasta, nu știu cât are, 12-13 ani, acum iterează un drum pe care l-am făcut și eu, dar poate că ea parcurge mai repede. Eu la 12-13 ani, deci 94-95, nu eram chiar așa în criză de vârstă cum este ea. Dar aveam să fiu după vârsta de 14 ani. Îmi amintesc când eram pe clasa a 11-a, cred, am cumpărat un pachet de țigări, am fumat în cameră la mine acasă, la bloc, cu părinții în apartament și m-am uitat la filmul Căința, cine știe de filmul Abulaz, de filmul George. Și ce zic, m-am uitat de un timp la videoclipuri mai vechi și după aceea m-am uitat la două mai noi aproape și este foarte interesant că am scris un haiku care s-ar putea să fie cam cel mai bun haiku care l-am scris în viața mea. În 3 cuvinte doar. Și este o modificare a unui vers din Cântăreața Sia. L-am făcut mai bun, știu cât dă cu ei și bine a pornit de la mine. Și e poate cel mai bun haiku care l-am scris. Și dintre cele mai bune poeme pe care l-am scris. Nu ai rost acum să-l spun, este scris. Am avut interesant este că am avut de ce am scris poeme, pentru că acum două zile, cam așa, sau o zi, am avut un sentiment că e dimineață, deci aici vreau și dimineață, că e noapte, că e nu știu ce, cu ani în urmă, peste 10 ani, mai puțin. Dar acum am avut sentimentul că s-a terminat și noaptea, și dimineața, și lumina. E bine, ce să spun, este o voce valoroasă, este... Nu știu, iarăși revin la părerea mea că Albi cântă mai bine. Se vede acolo o construcție la timbru vocal. Deci este foarte bine realizat. Mult cântă cover-uri. Este și tânără și probabil că când o să tine crească o să aibă un repertoriu al ei. E bine, altceva ce să zic.
Da, este foarte interesant, spuneam, de criza de vârstă. Se vede pe ea că suferă și asta se datorează într-un fel și programului care îl menține la vârsta ei, program muzical, pe care vrea foarte în serios. Și se poate vedea așa suferința copiilor din ziua de azi, o lume fără secrete, o lume care nu mai poate să apere pe cei slabi, o lume fără taburi. Aceasta face valoarea estetică și etică a Jadinei mult mai mare. Efectiv, copiii din ziua de azi suferă foarte mult, nu ne putem noi imagina. Pentru că ei nu au nici măcar cel mai mic gard, nici măcar cea mai mică defensivă în fața lumii și altor copii care se pot comporta foarte rău. Eu și eu m-am ravolit, și cum ar mai pun atâta preț ce ziceau unii sau alții. Și pot să zic că am ajuns la un capăt. Dar fata aceasta este abia la începutul vieții și sunt ca ea miliarde de copii care suferă. Nu, am să mai fac, când mai ascult, să mai fac notițe, ca să scriu un articol despre muzica ei. Foarte valoroasă, înregistrare din copilărie, Sound of Silence.